Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. Vă place ce se întâmplă în Iași? Festivaluri, muzică, petrecere și iată, vă mai propun ceva. Modă. Ei bine, ne încadrăm perfect pentru o imagine frumoasă a cetății și aș vrea să vorbim puțin despre ce se va întâmpla în weekendul următor în Iași, despre un festival de modă. Pentru asta o avem alături de noi pe Diana Morelli, director de imagine la Casta Morelli. Bună ziua, Diana, și bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și doresc tuturor telespectatorilor TLM un weekend excepțional și plin de mulțumire. Să fie că asta ne dorim cu toții și avem acum, iată, atâtea posibilități de a ieși, de a merge și de a petrece frumos timp liber, încât alegerile sunt dintre cele mai diferite. Hai să vorbim puțin despre Fashion Week, pentru că, iată, Iașul devine capitala modei în weekendul următor. Iașul este capitala modei din 2015, de la prima ediție a festivalului Casta Morelli Fashion Week, dar de data aceasta orașul nostru Iași este din nou gazda Festivalului Industriilor Creative Casta Morelli Fashion Week. Se va desfășura în perioada 8-10 iunie 2018, weekendul care vine, la Sala Polivalentă din Iași. Pentru că este festival bianual, o să avem și ediție de toamnă-iarnă în noiembrie. Așa cum se întâmplă prezentările de modă, de primăvară-vară, toamnă-iarnă. Da, respectăm standardele unui eveniment Fashion Week internațional și ceea ce o să facem acum, ales că este și a șasea ediție, am trecut pragul de 5 ediții. Să zicem că astea 5 au fost așa cele care au definit traiectoria ce va urma. Corect, da. Deja după 5 ediții suntem la un nivel cu totul deosebit, iar abordarea pe care am dorit să o facem acum este o abordare unică, este Festivalul Industriilor Creative, ceea ce nu înseamnă doar modă. Înseamnă toate ocupațiile și meseriile din domeniul industriilor creative pe care le vom regăsi la festival. Și cam care ar fi asta? Hai să zicem așa, pentru cei care și, nu ne pricepem. Ca și exemplu, scenografii, coregrafii, cei de la tehnic, decorațiune, avem un decorator oficial care ne vor prezenta noile trenduri pe partea de decor interior, trendurile pe machiaj, pe hairstyle, designer vestimentar, creator de modă, pentru că este o diferență între cei doi, arhitecți, videografi, graficieni care lucrează pe materialele publicitare și mulți alții, televiziune, programare, IT și toate meserile care fac parte. Se adresează practic tuturor acest festival. E pentru toată lumea, indiferent de domeniul în care activează. Corect. Este și un festival demonstrativ, de fapt, este singurul festival demonstrativ de acest tip, tocmai pentru că cei pe care îl organizează sunt specialiștii Casta Morelli și vă povesteam într-o ediție anterioară, sunt cei care au conceput standardele ocupaționale legalizate a meseriilor de organizator, spectacole și manechin. Deci este direct organizat de cei de la care începe istoria profesionalizării în domeniul ăsta și a dezvoltării totodată. Pentru că chiar am avut bucuria să mă întorc recent din zona de vest a țării, din România. Am avut acolo întâlniri cu diversi parteneri de-ai noștri și noi parteneri, de ce nu. Și a fost o adevărată plăcere să descoper. Am fost în Cluj, Arad, Timișoara, toată zona de vest, să aflu, inclusiv la un simplu cetățean, știu ce se întâmplă la Iași. Știu ce faceți voi cu festivalul Casta Morelli Fashion Week și a fost surprinzător. Iată, e un motiv de mândrie și simți așa uneori că ți este recunoscută munca, ceea ce te măgulește și te obligă în același corect. Timp. Ceea ce m-a marcat a fost un domn căruia și acum încă îi aud cuvintele și a spus, voi cred că încă nu vă dați seama că Casta Morelli este un brand de importanță culturală, datorită faptului
Institutului ca scris și conceput standardul ocupațional pentru meseria legalizată de organizator spectacole, în urma căreia a beneficiat chiar toate instituțiile culturale de la noi din țară, deoarece erau oamenii de la teatre, de la opere, care asta făceau și din 2007 acum ies la pensie exact pe ceea ce ei creează, ceea ce ei realizează. Și a fost foarte interesant pentru că toată lumea știa ceea ce se întâmplă la ea și de numele pe care am reușit să le aducem unele pentru prima dată în România și, bineînțeles, care am pregătit un moment spectaculos. Și acum, bine, acum o să avem mai puține țări prezente, deoarece abordarea este strict pe partea de firme, companii, ateliere, branduri românești. Ce țări vin în acest festival? În deschidere o să avem un brand din Istanbul, foarte cunoscut din Istanbul, dar și în zona Emiratelor Arabe. Se numește Incuture by Kiwi. Este pentru prima dată în România, vine la Iași. Și, de asemenea, Olanda va fi alături de noi printr-un brand House of Byfield, un brand cunoscut acolo, mai mult pe stilul de pret-a-porter. Dar mă reîntorc un pic la ideea de... Ne-am bazat mai mult pe branduri companii care sunt aici la noi în țară, dacă nu pe partea regională de Moldova, ci din țară. Și avem inclusiv designeri vestimentari, cât și creatori de modă. Designerii vestimentari sunt cumva un pic o etapă mai jos decât creatorii de modă, pentru că cei care fac couture și, după cum am spus, brandul Link Couture, care va deschide festivalul, este un brand care se adresează zona couture-ului și folosește alte tipuri de materiale, sunt ținute mult mai fastuoase, adresate unele chiar special doar pentru spectacol, nu se port neapărat în viața de zi cu zi. Sigur. Dar avem inclusiv din brandurile care au fost selectate să participe în cadrul festivalului, pentru că fiind un eveniment demonstrativ, singurul de asemenea, după cum am spus, avem din comisia de evaluare branduri, chiar fabrici care participă. Este Minelli, un brand de încălțăminte românească care vine și participă la noi. Promovați, practic, valorile naționale, ca să le spunem așa. Corect. Vrem să apropiem publicul și oamenii de produsele care sunt fabricate la noi, pentru că sunt foarte, foarte multe necunoscute și mulți care produc aici și la noi în țară și vând în afară. Avem exemple concrete chiar cu designeri care, după ce au participat la noi la festival, au prins oportunități de a participa la târguri internaționale. E o rampă de lansare, de ce să nu recunoaștem cu atât mai mult, cu cât, iată, e un festival care vine cu ceva nou, cu ceva inovativ, cu faptul că pune în valoare niște lucruri naționale, niște meserii. De ce nu? E o rampă de lansare chiar la nivel internațional. Cu adevărat, este o platformă de dezvoltare și chiar de realizare unor noi strategii de colaborări, de împrieteniri, că sunt foarte mulți socializări, că acum se poartă socializarea. Da, cei puțin mă refer aici la cei care și-au realizat un nume consacrat deja în domeniul acesta al industriilor creative și ziceam de un designer care, după ce a participat la noi la festival, acum e în discuție să participe la unul din cele mai mari târguri de expoziții, nu mai țin minte exact în ce țară este, dar nu știa înainte care sunt procedurile, care sunt etapele, ce trebuie să facă, cum să facă și, uitați, s-au cunoscut chiar și cu unii retailer, oameni care au magazine tip multibrand și sunt interesați de noi colaboratori în magazinul lor și așa se creează legăturile, noi, sigur că da. Au fost mulți cei care au vrut să participe la acest festival și puțin cei care au fost selectați. Care a fost balanța? Aici ține strict de criteriile comisiei care are această responsabilitate. În principiu, mizăm pe calitate și pe standarde și pe, de ce nu, și pe inovație. Pentru că noi, ca și persoane, avem oarecum o reticență la ceea ce e nou și vrem un pic să
să spargem această barieră. O să participe inclusiv și universități. Vom avea Universitatea din Iași, care va participa chiar în fiecare seară de festival. Sunt două momente pregătite de cei de la licență și un moment de o domnișoară de la master și vom avea prezentă la Iași Universitatea din Timișoara. Care... Adică în ce constă prezența la festival? Ce putem să veți vedem? Veți putea admira ținute realizate de studenți și de cei care învață cunoștințele în ceea ce înseamnă design vestimentar și proiecție vestimentare. Că sunt presupunere la Universitatea de Arte. Da, de la Universitatea de Arte din Timișoara și Universitatea de Arte de aici din Iași. Asta înseamnă că ați găsit limbă comună și o colaborare ușoară cu instituțiile de stat, ceea ce nu e puțin lucru. Noi, ca și organizație, mai ales că suntem o organizație brand de oraș, deoarece la început am fost un proiect de cercetare ieșean, pentru că de aici a pornit totul, dar studiile s-au desfășurat pe plan internațional, putem spune global, și ulterior s-au concretizat prin conceperea standardelor celor două ocupații de manechin și organizator spectacole. Toată lumea știe ce este Casta Morelli și ce puțin pentru cei care apreciază și știu importanța industriilor creative, știu ce înseamnă un festival de genul asta acesta. Asta cu industriile creative sună foarte frumos, doar că pentru noi, cei care suntem mai puțin familiarizați cu terminologia, noi luăm așa în ansamblu, modă. Pentru noi e modă. Da, asta e, că nu o să fie doar modă. Iar când spunem de Casta Morelli, nu spunem doar modă. Spunem o autoritate în industriile creative. Este un brand, o organizație recunoscută, apreciată pe plan internațional cu statutul de autoritate în industriile creative. De aceea am și abordat acest concept care este unicat și va fi Festivalul Industriilor Creative, pentru că vor fi prezentate trenduri din toate meseriile care se regăsesc în domeniul industriilor creative. Și de asemenea, vrem să aducem și o educație în acest domeniu, oamenii să știe ce înseamnă industria creativă, cât de importantă este exact pentru dezvoltarea comunității și de asemenea îmbinarea dintre creativitate, educație și de ce nu să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă din toate zonele. Sunt niște piloni pe care noi punem accent și, bineînțeles, pe educația tinerii generații. O să avem branduri de copii care vor fi prezenți acum în... Da, pentru că știu că există și Casta Morelli Kids. Este un program de leadership pentru copii, da. Casta Morelli Kids, și urma să spun că vom avea copilași de la 3 anișori pe podiumul internațional de aici, de la Iași, care vor prezenta pentru un brand din București. La fel, foarte apreciat pe plan local și își dorește acum să se dezvolte și în alte zone ale țării și va veni la festival. În data de 9, cred că prezintă. O să-i puteți asta vreau admira. Să întreb acum. Festivalul e de pe 8 pe 10 iunie. Hai să le spunem puțin telespectatorilor cam ce ar putea vedea în fiecare zi a festivalului, măcar puțin din program. Fiecare zi este deosebită prin numele care vor fi prezente și fiecare zi este organizată în așa fel încât să te facă să vii și la următoare. Sunt convinsă, ca de altfel și în anii precedenți. Oricum, ceea ce o să fie deosebit, vom deschide festivalul cu un moment unic, care nu vrem să-l divulgăm, o să fie surpriză. Și nu vreau să zic. Măcar puțin, așa. O să fie un pic legat de tematica centenarului. Wow, și, foarte frumos. Și va fi o deschidere în premieră, din punctul ăsta de vedere. Deci asta e pe 8, la ce oră începe? Evenimentul se desfășoară ca și program seara. Intrarea la sala polivalentă este de la ora 19:30 începând până la ora 20. De la ora 20 începe evenimentul și durează în jur de o oră jumătate, două, până adică maxim 22.
aproape de ora 22 se termină. Pentru cei care doresc să vină la festival, am ales ca și locație sala polivalentă pentru că momentan este singura din Iași care ne oferă posibilitatea unui spațiu generos. Și ne putem desfășura cu toată infrastructura festivalului, inclusiv cu cei care ne aflăm în culise, pentru că de vineri, în câteva zile, așteptăm peste 150 de tineri din toată regiunea Moldovei care vin la Iași și îi cazăm aici și avem grijă de ei. Peste 100 de specialiști din toate meseriile al domeniului industriilor creative, după cum vă spuneam. E un eveniment foarte greu. Da, cu toate că pare foarte ușor și din punct de vedere al unui om care vine în statutul de spectator și vede evenimentul și lucrurile cum se desfășoară natural, să știți că e o muncă complexă și este un eveniment complex. De multe ori e greu să organizezi o zi de naștere, dar nu de asemenea eveniment. Important este că am descoperit domeniul vocațional și asta încercăm să realizăm și în cadrul tinerei generații, să fiecare să-și descopere pe ce este el bun să facă. Ce îi place? Mai până ales, la urmă, dacă îți place ceea ce faci, nu mai simți nici oboseală, nici corect. Nimic. Deci, indiferent de volumul de muncă sau de activități sau de responsabilități, așa. Că și aici este o situație interesantă în asumarea unei responsabilități din punct de vedere a unui tânăr. Da, ceea ce da. Nu se cultivă sau nu se insistă pe aspectul ăsta la școli. De asta e foarte important implicarea în activități extrașcolare sau implicarea în cadrul unei organizații care deja și-a demonstrat performanțele, are o recunoaștere și știi sigur că poți avea rezultate, dacă ești serios. Sigur că da. De altfel și părinții bănuiesc că îndreaptă copiii știind că sunt în siguranță și că învață lucruri care le vor folosi mai târziu. Avantajul este că organizația, asociația Casta Morelli, în stafful ei, fac parte numai specialiști supracalificați internaționali, adică începând de la programul care v-am zis, de la 3 anișori, pot veni copilași și învață diverse module, nu numai prin arta spectacolului să-și dezvolte anumite competențe, abilități, autocontrol, ci și prin alte module specializate, spre exemplu, este cel de eleganță comportamentală și chiar e foarte complex și acest program de leadership pentru copii. Deci ei de la 3 anișori învață să fie oameni responsabili și ce înseamnă să fii un om de ținută, ce înseamnă să știi să vorbești frumos, să te faci plăcut, să te pui pe tine în valoare și toate aspectele de ceea ce ține un lider. Aturile pe care le ai, contează foarte mult în să știi ce aturi trebuie să le descoperi. Sigur că da. Ca să le descoperi, trebuie să te implici. Până a le descoperi, îți trebuie cel puțin 3-4 ani de implicare în cadrul unor activități, evenimente, proiecte și abia atunci poți să spui că înțelegi niște elemente, vezi ce ți este ușor să faci, ce ți dă satisfacție, ce ți dă bucurie sufletească. Sunt multe aspecte care trebuie luat în calcul din punctul ăsta de vedere. Revenim un pic la program, că eu n-am uitat. Am spus doar cu ce începem în seara de 8. Mai departe. Pentru că sunt convinsă că dintre telespectatorii noștri care ne urmăresc acum și care își doresc să vină, vor să știe cam ce îi așteaptă în fiecare zi a festivalului, măcar în mare. După cum spuneam, în programul festivalului vom avea atât branduri consacrate, cât și fabrici, companii, ateliere. La început sunt unii designeri în debut care va fi în premieră acum la festival. O să avem în sâmbătă, pe 9 iunie, este doamna Alena Criveanu, care e un brand românesc, un designer vestimentar cunoscut și apreciat și pe plan internațional, a participat chiar și la Berlin Fashion Week și a fost apreciată lângă branduri consacrate internaționale în zona asta. Cu ea vom deschide data de sâmbătă, iar duminică vom deschide cu un brand românesc local de aici din Iași, cu activitate de peste 20 de ani, Nikki Fashion, care cred că nu mai trebuie prezentat. N-aș vrea să spun chiar programul în întregime. Pot doar să recomand pentru telespectatori
telespectatori să urmărească pagina de Facebook a festivalului Casta Morelii Fashion Week și acolo sunt doar câteva exemple din cei care vor fi prezenți. Vrem să mai păstrăm și surpriză. Fără discuție. Să fie un pic și de suspans. Dar în fiecare zi este echilibrată și vom găsi atât momente cu copii, cât și cele ale universităților, după cum vă spuneam. Timișoara va fi prezentă doar în ultima zi. În schimb, Universitatea de Arte din Iași va fi pe parcursul celor 3 zile ale festivalului. Le mai dăm detalii telespectatorilor după o scurtă pauză publicitară.